învață copilul să învețe. Introducere Copiii sunt oameni de știință perfecți. Sunt oameni de știință deoarece înarmați cu o imensă curiozitate vor în permanență să vadă cum funcționează lucrurile. Vor să le înțeleagă mecanismele și să experimenteze mereu lucruri noi, folosindu-se de toate cele cinci simțuri sunt oameni de știință perfecți deoarece nu simt nevoia să găsească un sens imediat în orice situație au multă răbdare, determinare și dispun de o mare toleranță atunci când vine vorba de incertitudine și confuzie ei nu se tem că vor comite greșeli în munca lor exploratorie deci nu ezită și drept urmare reușesc întotdeauna să găsească răspunsuri la nenumăratele întrebări despre tot ceea ce îi înconjoară de fapt, toate aceste încercări de a descoperi lumea nu sunt altceva decât experiențe de învățare. Învățarea reprezintă acumularea de informații și cunoștințe prin memorarea evenimentelor petrecute, pentru a putea decide ce este util și ce este inutil sau periculos în mediul nostru. Thomas Edison afirma despre mintea copilului că este cea mai bună invenție din lume. Creierul unui copil are mai multe conexiuni decât întreg internetul. Conexiunile cerebrale alcătuiesc arhitectura creierului și acestea se formează prin fiecare interacțiune pe care copilul o are. Între 0 și 6 ani, prin orice interacțiune ai cu copilul tău, fie că îi zâmbești, îi spui un cuvânt nou, îl mângâi, nu faci altceva decât să-i dezvolți creierul. Ui bazele acelor conexiuni cerebrale care îi vor permite să fie creativ, inovativ și autonom în gândire. În anii copilăriei, creierul copilului formează extrem de multe conexiuni.